Statistici îngrijorătoare de la poliție, la fiecare al 10-lea accident rutier produs anul trecut în Moldova a murit un om. Cele mai multe tragedii s-au întâmplat pe trecerile de pietoni, aproape dublu decât în afara acestora. Și numărul celor traumatizați este covârșitor, de peste 2500. Astăzi, mai mulți reprezentanții autorităților și ai societății civile s-au adunat pentru a discuta din nou cum am putea stopa sau măcar reduce numărul accidentelor rutiere. Deși toți își doresc ca pe drumurile noastre să se întâmple cât mai puține accidente, iar oamenii să nu-și mai piardă viața pe șosele, când vine vorba despre măsurile care se impun, părerile funcționarilor și ale reprezentanților societății civile se împart. Dacă experții pledează pentru amenzi mai mari pentru toți cei care încalcă regulile, fie șoferi sau pietoni, funcționarii sunt mai rezervați. Ce mi se pare mai interesant este că dumneavoastră de vreo câteva ori ați spus că noi cumva nu o să ridicăm amenzi în cazul pietonilor care au trecut neregulamentar strada, dar acolo avem cele mai multe decese. Am crezut că ar trebui să lucrăm mai mult în acest sens. Nu am spus că nu ne dorim sau nu urmărim creșterea amenzilor. În alte situații, când au fost intențiile de majorare a acestor amenzi, criticile au fost foarte mari. Cum voi vă permiteți, spuneți amenzi simplilor cetățeni sau unei bătrânele care traversează trecerea de pietoni neregulamentar. Pe lângă sancțiuni, vina pentru accidentele rutiere soldate cu victime omenești este și a celor care trebuie să aibă grijă de infrastructura rutieră. Vorbim aici de treceri de pietoni denivelate, noi vorbim aici de semnele circulației rutiere, semnul pietoni care să fie cu iluminare, care vrem noi nu vrem, trezește o mai mare atenție și vizibilitate pentru noi șoferii. Noi vorbim aici de trecerile de pietoni să fie asigurate cu semafor. De faptul că vina pentru accidentele rutiere aparține nu doar șoferilor, dar și pietonilor, ne-am convins astăzi încă o dată în cadrul unui experiment. Ne aflăm pe strada Socoleni din cartierul Poșta Veche. În cele 10 minute de experiment, 7 mașini nu au cedat trecerea pietonilor, iar 4 oameni au trecut strada iregulamentar, chiar dacă zebra se află la doar câțiva metri distanță. Traversată iregulamentar strada. Nu vă este frică că vă puneți viața în pericol? Am întâlnit și persoane care, pe lângă faptul că traversau în locuri nepermise, erau și cu ochii în telefon. Ați văzut treceți regulamentar strada? Nu, așteptam un om. Bună ziua! Vreți treceți regulamentar strada? Totuși, sunt și oameni care spun că traversează doar pe zebră. Doar la treceri de pietoni. În primul rând, sunt mama a 3 copii și vreau să ofer un exemplu acestora. Tot timpul pe zebră trec. Dar cum? Că altfel, apoi te pălești și... Vai de capul tău, nu te coasă chelea, că dubas. De la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate 43 de accidente cu implicarea pietonilor. 7 oameni și-au pierdut viața, iar 37 au fost traumatizați. Un proiect de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care urmează să fie votat în lectură finală în Parlament, prevede amenzi mai mari pentru șoferii care nu vor ceda trecerea trecătorilor, iar celor care vor comite această încălcare repetat, le va fi suspendat dreptul de a conduce pe un termen de 45 de zile.